Am achiziționat arbagicul pentru ceapă, l-am pus într-o tavă și cu o soluție de pe bază de cupru, antifungică, o soluție de ceamp care mi-a rămas de la stropirea pomilor, am să stropesc uniform toți acești bulbi de ceapă pentru a le asigura o protecție împotriva manei și a altor fungi. L-am amestecat puțin și acum din nou pulverizez soluția de ceamp. Puteți face și cu alt fungicid, cu piatră vânătă, zeamă bordeleză sau orice alt fungicid aveți prin casă. Le las la soare să se usuce substanța pe suprafața cepei. Pregătesc terenul și mă apuc de plantat. Înlătur cu această ocazie și bulbii stricați. Haideți la treabă! Serviciu sau pe schiuri? Deci, da, pe schiuri. Pe schiuri e... Aici da? Suntem colegi, să știi, nici eu nu știu. Da, nu, nu. Nu va însemna servicii mai bune pentru pacient, dar și o presiune mai mică pentru personalul medical actual din spital. Declarația a fost confirmată de reporterul nostru, Petru Zaupreja. Educatoarea care a Am terminat de pregătit solul. După ce a fost săpat, l-am mărunțit. L-am greblat. L-am greblat pentru a obține o suprafață cât mai fină. Acum trecem la plantarea bulbilor de ceapă. Pentru plantarea cepei, într-un mod cât mai organizat, am confecționat o baghetă cu lungime de 1 metru pe care am trasat distanțele de plantare. Am hotărât să le plantez bulbii la 8 cm distanță dintre plante și 20 de cm distanță între rânduri. În felul acesta voi trasa cât mai precis și voi planta ceapa la o distanță egală. Și în felul acesta las plantatorul și în dreptul fiecărui marcaj pun cât un bulb de ceapă la adâncimea de 2 cm. Ceapa o plantez la o adâncime dublă față de diametrul fiecărui bulb. Deci dacă diametrul este de 1 cm, o plantez la 2 cm adâncime. După ce am terminat un rând, marchez locul la 20 de cm și reiau procedeul. Și în felul acesta procedez până finalizez întreaga operațiune de plantare a arbagicului de primăvară, din care vom obține ceapă pentru toamnă. Și bineînțeles și ceapă verde pentru consumul de primăvară. Asta este procedura, trecem la treabă
Și pentru că trebuie să plantăm această cantitate de 1,5 kg de arbagic. Gata, am finalizat lucrarea de plantare a arpagicului. Din acesta voi obține ceapă verde pentru consum și ceapă uscată pentru iarnă. Am adăugat și gunoi de grajd macerat după ce l-am dat prin sită pentru a obține o textură cât mai fină. Bun, aceasta este lucrarea pe care am făcut-o astăzi referitor la ceapă. Spor în grădină și aveți grijă de voi. Multă sănătate!